Doar atunci când ceea ce numește Dumnezeu paradis, și mă gândesc nu neapărat la pomi, la atmosfera de primăvară că era acolo și la mirifica vegetație și diversitatea formelor de viață. Mă refer la ambianța paradisului. Mă refer la neprihănirea care învăluia pe cei care se bucurau. Până când sabatul nu va avea această însemnătate pentru noi, el nu va fi sabat. El este în același timp un fragment din paradis, este o parte din veșnicie. El este atât semnul paradisului pierdut, cât și semnul paradisului câștigat. Și doar acei oameni care vor trăi în acea ambianță de neprihănire vor înțelege sabatul, se vor bucura cu adevărat de sabat. Pentru că sabatul este un semn și este potrivit doar atunci când este semnul acesta. El este semnul sfințirii și numai oameni sfinți se pot bucura de sabat. Și mulțumim Domnului pentru că El vrea să ne sfințească prin adevărul Lui, pentru că așa spune El, că sfințește prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Mulțumim pentru faptul că sabatul înseamnă și eliberare și odihnă. Și dacă astăzi vor cădea lanțuri, ne vom putea bucura de odihnă. Robii nu pot păzi sabatul, să știți. Sabatul nu poate să fie asociat cu robia păcatului. Sub nicio formă. Sabatul înseamnă libertate, înseamnă odihnă. Și mulțumim Domnului pentru că astăzi mințile noastre pot să găsească eliberare de multe lucruri. Multe lucruri care conduc la robie. A venit timpul să ne bucurăm de solide hari deosebite. Și pentru această zi, Domnul vrea ca să ne aducă vestea cea bună a soliei neprihănirii prin credință, singura solie care va putea să reprezinte soluția pentru atacul nemilos asupra noastră din toate punctele de vedere. Astăzi vom studia despre atacul concertat asupra bisericilor și vom vedea singura soluție a lui Dumnezeu la toate acestea. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Când am studiat subiectul acesta în dimensiunile lui uriașe, a fost subiectul care mi-a dat cel mai mult de muncă. A fost zona în care diavolul lucra cel mai mult. A fost locul în care am găsit cele mai multe încurcături. A fost și familia când a fost, și la capitolul educație când am studiat, și în ceea ce privește distrugerea trupurilor oamenilor, tot sistemul diabolic în amplitudinea lui. Te înspăimânți, dar când am ajuns pe terenul acesta mi-am dat seama că niciun domeniu, nici pe departe, nu este ținta atacurilor ca biserica. Și este ușor de înțeles. De ce? Pentru că este locul de unde Dumnezeu vrea să strălucească. Locul de unde puterea diavolului va trebui să fie sfărâmată. Locul de unde va trebui să pornească lumină. Și dacă biserica va fi ceea ce trebuie să fie, atunci s-a zis cu el, va porni Evanghelia cea bună care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Este simplu de înțeles de ce el și-a focalizat atacurile asupra bisericii și să știți că suntem chiar sub foc încrucișat. Din toate părțile,
El a lucrat ca să distrugă. Să distrugă, să producă în confuzie, să-și aducă spiritul său peste aceea care se numesc Biserica lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, vom fi atacați la fiecare punct. Aș vrea ca să învățăm să studiem. Mai mulți mi-au spus, zice, eu nici măcar nu știu să studiez. Și eu cred la fel, că nici măcar nu știm să studiem. De ce? Pentru că am studiat atâta vreme superficial. Am studiat atâta vreme sub imperiul formalismului, încât cuvintele nu mai au. Credem de multe ori că sunt metafore, un fel de a spune, dar nici de cum înțelesul lor real. Vom fi atacați la fiecare punct. Credeți că fiecare punct este atacat? Eu nu doar cred lucrul acesta, l-am văzut, să știți. Și dacă am fi avut timp să studiem, aș fi avut curajul să luăm fiecare punct și să vedeți că nu mai este ceea ce Dumnezeu zice să fie. Dar fiecare punct al credinței ați vedea că nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Că fiecare aspect legat de biserică nu mai este ceea ce ar trebui să fie. De aceea se va da cea mai mare solie a căzut Babilonul. Finalmente vom discuta în partea de după amiază, pentru că tema nu vom termina decât după amiază. Vom discuta ce înseamnă Babilonul. Și v-am somat cu toată inima să prindeți manifestările Babilonului în toate formele lui, să le reperați. Pentru că este o varietate de forme în care Babilonul și-a întins spiritul. Babilonul nu este Biserica Catolică. Asta ar însemna că toți care suntem aici, nu e niciunul dintre noi în Babilon. Și atâta timp cât ai separat de Biserica Catolică, n-ai mai avea nicio problemă cu Babilonul. Dar se spune că toate națiunile au băut. Și împărații până și negustorii au băut. Toate națiunile și toate denominațiunile au băut din spiritul Babilonului. De aceea, cu dispoziția sinceră de a vedea lucrurile așa cum stau, va trebui să admitem și să vedem apoi prin spiritul lui Dumnezeu, prin ungerea lui, că suntem atacați la fiecare punct. Nu vrem să ținem credința doar pentru că ne-a fost transmisă de înaintașii noștri. Așa este? Nu vreți și nu vreau să ținem credința pentru că așa am pomenit. O astfel de credință nu va suporta testul teribil care ne este în față. Nici o putere nu ne va face neclintiți decât o cunoaștere a adevărului așa cum este în Iisus. Adevărul poate să fie cunoscut dintr-o singură perspectivă. Din perspectiva adevărului. În Iisus înseamnă neprihănirea prin credință. Din punctul de vedere al neprihănirii prin credință trebuie înțeles fiecare subiect. Pentru că acest subiect este pe fiecare pagină și îl întâlnim la fiecare segment de viață, în fiecare adevăr. Fiecare adevăr își trage rădăcina de aici. De aceea se spune că le va înghiți pe toate și de aceea sora White spune, apelând după ce a văzut ea însăși mai clar și tot mai proeminent minunăția acestei soli, zice, nu vă mai hrăniți cu tot felul de teorii uscate. Studiați atot importanta solia neprihănirii prin credință, atot important se poate spune doar despre Dumnezeu, că e atot important. Ori, aceasta este solia lui. Dacă vom cunoaște așa adevărul, cum este el în Iisus, el ne va face neclintiți și având aceasta, devii o forță în lumea aceasta. Unul poate goni 1000 și doi pot pune pe fugă 10.000, dar ce poate face o adunare trezită? Conform cu făgăduința aceasta. Vă gândiți? E frică diavolului. E frică diavolului. Sigur că e frică. Dar nu e frică de forme și de aceea. Pentru că aceea este chiar amăgirea lui. De aceea, prietenă, caută, descopere, acceptă, apără, iubește adevărul. Fie să ne ia în stăpânire spiritul acela care i-a luat pe marii bărbați ai lui Dumnezeu în toate timpurile.
care au avut o dorință atât de însetată să descopere adevărul, care au dorit să știe, să știe nu sub forma unei curiozități, ci și-au dat seama că e singurul lucru care trebuie să-l știi în lumea aceasta. Studiem de multe ori nopți, tinerii sunt gata să devoteze nopți pentru școlile lumii. Câte nopți am devotat plângând la fel ca Daniel, plângând la fel ca Ioan? Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Era cartea sigilată. Și bineînțeles că cartea a putut să fie desigilată și va fi desigilată pentru mintea celor care vor înțelege că doar mielul poate să desigileze. Mielul care a fost junghiat doar în lumina care se revarsă de pe Golgota poate să fie înțeles clar fiecare punct. Doar mielul răstignit a fost vrednic ca să desigileze cartea și doar cei care vor înțelege în lumina crucii de la Golgota fiecare aspect al planului de mântuire și fiecare verset vor avea adevăratul înțeles. Important este spiritul acesta, spiritul acesta care exista în ei. Ați plâns mult pentru că nu ați înțeles un punct. Ați plâns mult pentru faptul că nu pricepem așa cum ar trebui adevărul. Am stăruit pe genunchi cu cartea deschisă și cu lacrimi, Doamne, am vrea să avem înțelesul clar pentru timpul de față. Până nu avem o astfel de dorință, nu vom descoperi mai mult. Superficialitatea ne va distruge, ne va ruina în totalitate și nici nu vom putea să fim oamenii marilor reforme pe care Dumnezeu vrea să le facă în aceste vremuri. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Sub sensul că nimeni nu știa să explice lucrul acesta, să-i spună în înțelesul literal al cuvintelor. Cum a stat el? Și știți ce vedenie l-a uimit? Din Daniel 8. Și nu-l privea pe el atunci. Și nu-l privea pe el. A stat leșinat cum ar trebui să stăm noi leșinați. Bolnav era. Pur și simplu era bolnav pentru că nu înțelegea vedenia cu sanctuarul. Și noi astăzi. Ce înțelegem? Ce înțelege poporul adventist despre sanctuar? S-a transformat într-un formalism deplorabil. Credeți că e suficient? Credem că există o clădire acolo? Pentru că pentru mulți sanctuarul nu e decât o clădire în cer în care stă Fiul lui Dumnezeu și ridică și strigă, Tată, iartă. Am desființat, pur și simplu, am distrus și am mutilat serviciul sanctuarului. Și păcatul aici nu încetează. Formalismul deplorabil a înghițit frumusețea adevărului. Iar el a stat pentru a prinde semnificațiile, că și-a dat seama că e ceva foarte important. Vedenia cu serile și diminețile era în mintea lui ce? Pentru că era vorba de curățirea sanctuarului și a înțeles ceva. El, că e foarte important. Iar noi astăzi, care trăim în timpul curățirii sanctuarului, avem spiritul acesta de cercetare. Pentru că acesta este prețul pentru descoperire. Aceasta este starea potrivită pentru revelație. Până când nu vom ajunge pe terenul acesta, nu o să primim nicio descoperire din partea lui Dumnezeu. Aceasta e condiția. O sete și o foame după cuvânt, care să înghită și să depășească orice altă nevoie obișnuită și fizică. Iar pe fondul acesta, doar pe fondul acesta, el ne spune, veți cunoaște adevărul. Așa spune el. Așa au fost oamenii cărora li s-a descoperit adevărul. Așa au fost oamenii care au primit revelații. La Daniel a venit și l-a mângâiat. Cine? Vă spun că pentru timpul din urmă, dacă la profeți a venit îngerul Gabriel, cu siguranță că doar el va veni și la aceia din timpul din urmă, care vor trebui să înțeleagă lucrul acesta. Cei mai puternici îngeri, și eu cred că chiar Gabriel va veni, dacă a venit pe vremuri, pentru misiuni speciale, pentru cea mai mare misiune a tuturor timpurilor,
El însuși va fi trimis pentru a-i mângâia și pentru a le duce lumina. Același lucru vrea să-l facă. Gabriel, îngerul Gabriel și îngerii care excelează în putere vor fi trimiși la cei care au o astfel de căutare după Dumnezeu și după adevăr. Dar nu la nimeni formalist, să știți. Niciun formalist care deschide Biblia fără sau care o doar răsfoiește din când în când nu va avea nici cea mai mică descoperire din partea lui Dumnezeu. Da, vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Când vii sub forma aceasta, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera și cât este de potrivit cu sabatul această... Nu? Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului, marea carte a planurilor lui Dumnezeu, Cartea Adevărului. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați și fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese promis. Adevărul trebuie crezut. Vom ajunge noi la o doctrină și la alte doctrine. Noi nu trebuie să formulăm doctrine, nu suntem chemați pentru așa ceva. Să ne imaginăm cum ar trebui să fie, ce ar trebui să fie. Dumnezeu îți prezintă adevărul. Și dacă este toți după adevăr, vei înțelege adevărul, vei cunoaște adevărul. Tu trebuie să crezi adevărul. În simplitatea și în frumusețea lui. Mai mult decât atât, războinic viteaz încinge sabia cuvântului. Să nu credeți că polemicile și atacurile personale și manifestările războinice omenești reprezintă împlinirea acestei descrieri. Ia cuvântul lui Dumnezeu care însuși este o sabie cu două tăișuri, cea mai ascuțită sabie. Prezintă doar cuvântul și el va tăia în carne vie. Atâta tot. Nu încerca să înăsprești tu vreo solie sau să prezinți tu. E suficient cuvântul să-l rostești. Să-l rostești în puterea lui, așa câtă putere are el. Încinge sabia, dar în același timp și podoaba și slava. Da, slava ta, într-un mod special slava cuvântului. Slava adevărului, care înseamnă caracterul. Să ai și adevărul, dar să ai și caracterul adevărului și spiritul adevărului. Fii biruitor! Cine a definit lucrul acesta? Cine a enunțat lucrul acesta? Cine l-a promis și este cuvânt sigur acesta? A spus, fii biruitor, să fie, exact același limbaj este, să fie lumină, a spus Dumnezeu, fii biruitor. Suie-te în carul tău de biruință, de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și iubește adevărul. Iubește adevărul. Iubește-l mai mult decât orice. Să iubește adevărul. Pentru că cei care se vor pierde n-au primit dragostea adevărului. Este posibil ca oamenii să primească anumite teorii, dar dacă nu primesc dragostea adevărului, nu poți să iubești o teorie, să știți. Oamenii iubesc și teorii îndrăgite, dar nu poți să iubești o teorie. Poți să iubești o ființă care este adevărul. Iubim adevărul pentru că Domnul Iisus este adevărul. Pentru că El a spus, eu sunt adevărul. Îl iubim pentru și apărăm adevărul pentru că atunci când ne depărtăm de cuvântul său, ne depărtăm de Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem că nu putem avea teorii false și în același timp să-L avem pe Iisus Hristos. Noi nu putem să ne depărtăm câtuși de puțin de la cuvântul său și în același timp să spunem că ne închinăm și-L adorăm pe El. Iubim adevărul pentru că acest cuvânt este, El vine prin acest cuvânt. El este cuvântul adevărului. Acela care
l-a văzut în cartea Apocalipsei profetul călare pe un cal alb și având o haină muiată în sânge, și când i s-a întrebat care este numele lui, numele lui era Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim acest paragraf cu toată răspunderea. Domnul își va trezi poporul. Dacă alte mijloace dau greș, atunci rătăciri vor veni în mijlocul lor și îi vor cerne. Se pare în pleava de grâu. Domnul îi cheamă pe toți cei care cred în cuvântul său să se trezească din somn. Lumina cea prețioasă a venit, lumina potrivită acestui timp. Ea este adevărul biblic arătând pericolele care ne amenință. Această lumină ar trebui să ne conducă la un studiu stăruitor al scripturilor și la o examinare foarte critică a poziției pe care ne situăm. Dacă ai lumină și primești lumină, această lumină te va determina ce să faci. Pentru că, spunea aia, de atunci vom fi atacați la fiecare punct. Solia este cu mult timp în urmă. Noi trebuie să avem capacitatea să înțelegem că suntem atacați la fiecare punct. Și ea ne-a spus să avem curajul, să avem credința, ca într-un mod onest, ce să facem? Un studiu stăruitor al scripturilor și o examinare foarte critică a poziției. Nu să critici poziția altuia, ci să critici în primul rând poziția ta, să îți examinezi poziția ta, dar într-un mod foarte critic. Foarte critic, să descoperi la fiecare punct al adevărului tot ce nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, Dumnezeu dorește ca adevărul atât de important să fie cercetat pe deplin, cu perseverență, cu post și rugăciune. Credincioșii nu trebuie să rămână la presupuneri și idei definite greșit cu privire la ceea ce constituie adevărul. Credința lor trebuie să fie fondată ferm pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât atunci când timpul încercării va veni și vor fi aduși în fața consiliilor ca să răspundă pentru credința lor, credincioșii vor fi în stare să prezinte un motiv pentru nădejdea care este în ei cu smerenie și teamă. Fiecare suflet va fi probat, va trebui să spui da sau nu în dreptul tău. Dar și fiecare poziție a credinței noastre va fi cercetată. Credeți că este doar așa o formă de a spune sau chiar că fiecare suflet și fiecare poziție? Fiecare poziție a noastră va fi cercetată. Suntem noi întemeiați atât de solid pe Biblie, ne vom prinde noi de Biblie și numai de Biblie într-o astfel de criză? Ne răsună încă întrebarea spiritului profetic dintr-un studiu trecut. Suntem noi atât de ferm întemeiați pe Scriptură? Pervertirea Evangheliei este dorința diavolului pentru timpul de față. Dacă tot ceea ce vrea Dumnezeu să spună omului, să transmită omului, nu este nimic altceva decât Evanghelia, gândiți-vă, dacă vestea cea bună în esența ei este pervertită, atunci cu ce mai rămâne? Pentru că întreaga Scriptură nu este decât o descoperire a Evangheliei. Iar adevărul central al Bibliei, al această Evanghelie, descoperă ce? Ea este și puterea lui Dumnezeu, iar dacă nu ai adevărata Evanghelie, nu ai putere. Nu ai putere pentru viața de fiecare zi. De aceea, prieteni, cred că cineva să nu vă atingeți de cabluri. Dă-te tu puțin mai încoace. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ea este puterea lui Dumnezeu atunci când nu mai este Evanghelia lui Dumnezeu. Ai pierdut ce? Ai pierdut singura putere pentru mântuire. De ce nu există putere în viața multora? Există teorie, există forme, dar nu există viață și putere. Iar ea descoperă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris,
cel neprihănit va trăi prin credință. Deci ce este Evanghelia? Ea descoperă o neprihănire pe care o dă cine? Deci asta să fie Evanghelia? Păi asta spune cuvântul. Cum am putea să descoperim adevărul dacă noi nu credem adevărul? Este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, de la o credință mai mică la o credință mai mare, în conformitate cu adevărul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit în cuvântul Său. Așa a fost neprihănit, așa a fost făcut neprihănit primul părinte al tuturor credincioșilor, așa cum spune în Geneza capitolul 15, versetul 6. Avram a crezut pe Domnul. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire și el a fost numit tatăl tuturor credincioșilor. Deci fiecare credincios, fiecare suflet credincios și mântuit va trebui să fie mântuit în conformitate cu principiul acesta. Pe baza Evangheliei, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Da? Și până la sfârșit va fi așa. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Nu așa se încheie solia. Aici este adevărata păzire a poruncilor care poate să fie făcută doar pe adevărata cale pe care o dă Dumnezeu și anume prin credință. Nu este vorba de niciun soi de legalism, nu este vorba de nicio mutilare a planului Dumnezeu, ci e vorba declarată de Dumnezeu. Aici este. Aici este. În vremea lui, pentru că va veni în sfârșit vremea și pentru el, va veni în sfârșit timpul când ne vom îndrepta privirile către cel pe care l-am răstignit, va veni și vremea lui în sfârșit. Este venită vremea lui de mult, dar poporul a pierdut din vedere și a pierdut esența. Dar când va veni vremea lui pentru noi, se va întâmpla ceva. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da. Domnul, neprihănirea noastră. Neprihănirea este mai mult decât doar o stare. Neprihănirea este El însuși și pentru a avea neprihănirea nu este doar o metodă, doar o formă de a zice că împlinești tu. Dacă înțelegem că neprihănirea este El însuși, înseamnă că trebuie să existe o cale prin care El însuși să vină în viața noastră și există o cale. Prin Spiritul Sfânt, eu voi veni în așa fel încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. El însuși, pentru că nu există altă neprihănire în afară de El însuși, în afară de viața Lui, viața Lui. Și n-ai cum să ai viața Lui fără să-L ai pe El însuși. De aceea acest adevăr este uimitor când îți dai seama că chiar El vine și locuiește în tine. Iar această certitudine, această înțelegere că în tine locuiește Domnul Iisus Hristos, este un lucru care te va bucura atât de mult și care îți va da atâta siguranță, atâta pace și atâta putere, încât va fi singurul lucru care îți va înghiți în întregime întreaga atenție. Temelia creștinismului este Hristos, neprihănirea noastră. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere. Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsună de la un capăt la celălalt al pământului pentru a pregăti calea Domnului. Aceasta este, pentru că vom vorbi poate după amiază despre oameni care spun că sunt slava lui Dumnezeu. Apocalipsa 18, aceasta este, fără neprihănirea prin credință, ce ai de fapt? Pentru că aceasta este slava Domnului, care încheie lucrarea.
îngerul al treilea. Solia prezentată în vremea aceasta este ultima solie de har pentru o lume căzută. Cât de prețios este gândul că neprihănirea lui Hristos ne este atribuită. Nu din cauza vreunui merit al nostru, ci ca un dar fără plată. Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu, dar niciodată mintea noastră n-a înțeles ce implică acest dar. Cât de mult este cuprins în acest dar, că de fapt avem totul la dimensiunile lui Dumnezeu. Dușmanul lui Dumnezeu și al omului nu dorește ca acest adevăr să fie în mod clar prezentat. El știe acest lucru și aș vrea să-l aflăm dacă nu l-am aflat până acum. El știe că atunci când poporul primește în toată plinătatea lui, puterea lui va fi... S-a zis cu el când oamenii ce? Când vor înțelege în toată plinătatea și îl vor primi în toată plinătatea, că e un adevăr care nu doar teoretic are nevoie de înțelegere. Are nevoie să fie primit în toată plinătatea lui. Când îl primești în plinătate, ce s-a te? S-a terminat cu satana. S-a terminat cu lucrarea lui. Nu mai are nicio putere. Normal că trebuie să urască de moarte acest adevăr? Trebuie pe orice cale să-l mutileze? Trebuie pe orice cale să oprească ca să nu ajungă în lumea aceasta? Pentru că atunci când va fi prezentat în toată plinătatea în lume, gata, ei vor fi smulși, mulți supuși. De aceea, bineînțeles că el prezintă o altă evanghelie care nu mai este nici puterea lui Dumnezeu și care nu mai are ca și centru, ca adevăr central, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care o dă, care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? E vorba de un alt Iisus? E vorba de un alt duh? Și asta înseamnă o altă evanghelie. Și este o altă putere, bineînțeles. Fiind un alt duh, e puterea, singura putere care se opune puterii lui Dumnezeu. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Babilonul, și nu doar Roma, Babilonul, stăpânul Babilonului, știți cine urăște, nu? Cine e împăratul Babilonului? Cine e împăratul Babilonului? Satan e împăratul Babilonului. Cine urăște neprihănirea prin credință? El știe că atunci când poporul primește în toată plinătatea lui acest adevăr, puterea îi va fi nimicită. Este adevărul pe care îl urăște cel mai mult. Și atunci va veni sfârșitul când această evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea. Cornul a aruncat adevărul la pământ și indiferent cine ar fi cornul, știm un singur lucru, că era manifestarea, forma de manifestare a lui Satana. Era forma de manifestare a lui Satana și oriunde adevărul este aruncat la pământ, în orice denominațiune și oriunde, nu este decât lucrarea tainei fără de legii care a început să lucreze și a izbutit, din păcate, în ce a început. Bine că nu va duce până la sfârșit lucrul acesta. Câtă durere a exprimat omul lui Dumnezeu care a înțeles Evanghelia. O evanghelie care a dezrobit mii de oameni în timpul acela. Mă mir că treceți așa de repede. Cred că astăzi viața ar fi într-o suferință continuă. Dacă Pavel ar fi astăzi printre noi, dacă lucrarea lui s-ar manifesta printre noi, am vedea o durere teribilă în acest apostol. Dacă ar vedea mistificările care sunt în timpul de față, mă mir că treceți așa de repede la cel ce va chema prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o nouă, să fie anatema.
în forma lui vizibilă, în forma papalității de la Roma, pentru că papalitatea este în diverse forme. Conciliul din Trent a declarat despre învățătura neprihănirii prin credință. Acela care afirmă că păcătosul este neprihănit numai prin credință, să fie blestemat. La rândul lor spune că este o travă să crezi lucrul acesta. Ei au spus prima, iar reverberațiile unei astfel de se aud și astăzi în bisericile care spun că păzesc adevărul și că păzesc poruncile. Singura păzire a poruncilor știți care este? Neprihănirea. Neprihănirea înseamnă împlinirea poruncilor. Singura formă de împlinire a poruncilor nu le-a păzit decât o singură ființă în mod deplin pe pământul acesta. Nu există neprihănire completă în altcineva. Pentru că nu a existat niciun om care să nu păcătuiască măcar o dată. Iar neprihănirea nu înseamnă măcar o dată păcat sau din când în când păcat. Neprihănirea perfectă, să poată să spună că e neprihănire Dumnezeu, la standardul lui Dumnezeu, nu există decât una. E împlinirea. Ura Babilonului, văzută în toate denominațiunile. Această condamnare este și va fi încă proclamată. Să fie blestemat cel care afirmă că neprihănirea lui Hristos este natura neprihănirii noastre, să fie dat afară, excomunicat. Numărul 10 de la conciliul acela, din hotărârile care s-au luat. Numărul 11, cel care afirmă că oamenii ar fi neprihăniți prin simpla luare în considerare a neprihănirii lui Hristos, să fie excomunicat. Cel care afirmă că credința care îndreptățește nu este nimic altceva decât încrederea în mila divină, care prin voia lui Hristos iartă păcatele, sau numai această încredere este cea care aduce iertarea, să fie excomunicat. Trebuie să mai faci ceva. Este același lucru pe care îl spun și eu. Nu este suficient. Și cei care nu cred așa să fie dați afară, vor face ca reverberație și celelalte denominațiuni același lucru. Fac același lucru. Să fie excomunicat cel care crede doar în neprihănirea prin credință și o exprimă în mod clar. Pentru că neprihănirea are de face și cu conducerea, cu organizația bisericii. Neprihănirea are de face și cu familia și cu educația și cu orice altceva. Pentru că este Hristos. Este împlinirea adevărului în Hristos. Acum, la începutul mileniului 3, Comisia Colectivului Ecumenic încearcă să niveleze doctrina reformei despre neprihănirea prin credință, astfel încât să nu mai existe diferență între concepția catolică și cea protestantă. Pentru că și ei au neprihănire prin credință. Cum și noi spunem că avem neprihănire prin credință, dar numai prin credință nu este. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă. Formele principale de pervertire a Evangheliei, mântuirea prin fapte, este esența păgânismului și esența papalității. Oriunde se întâlnește, oriunde se întâlnește în lumea aceasta, aceasta este forma Babilonului. În orice, sub orice nume ascunsă. Deci noi trebuie să recunoaștem spiritul Babilonului, pentru că a ieși din Babilon nu înseamnă a fugi într-un anumit loc. Degeaba, dacă mintea și inima noastră și viața noastră este afectată de Babilon, oriunde te-ai duce. Nu este o problemă de loc, ci de stare. De aceea, prieteni, să recunoaștem principiul Babilonului. Căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și dacă este dar, este dar. Și ajunge la un moment dat Pavel să explice, dacă ar fi prin fapte, ar fi prin fapte, dar dacă este dar, este dar. Și chiar spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, nici măcar pentru acelea făcute în neprihănire. Deci când ajungi în Hristos, când ești născut din nou, nu vorbim de
starea cea veche a omului firesc, care încearcă să facă fapte bune și face, faptele bune sunt doar o cârpă mânjită. Ci vorbim de faptele făcute prin puterea lui Hristos. Nici pentru acelea nu ne-a mântuit, nici măcar pentru faptele bune cu adevărat în fața lui Dumnezeu nu suntem mântuiți. Nu acesta e motivul mântuirii noastre, ci doar pentru un singur motiv suntem mântuiți. Pentru îndurarea Lui. Pentru că este bun El. Nu pentru că am mai găsit, mulțumim, Doamne, că ai mai găsit ceva bun în noi și ai lucrat. Motivul mântuirii noastre. Am mai găsit ceva bun Dumnezeu în cutare și de aceea lucrează. Acesta e păgânism, papalitate în concepția noastră. Nu pentru bunătatea noastră. Pentru că voi știți că sunteți un popor tare încăpățânat. Noi știm despre noi lucrul acesta. Pentru îndurarea Lui și apoi, bineînțeles, spune mijlocul, prin. Motivul este pentru, iar prin este calea, mijlocul, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănirea au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Să nu credeți că cei care tot vorbesc de lege au ajuns vreodată la lege. Au ajuns la împlinirea legii. Nu au ajuns sub nicio formă. Pentru că nu se poate. Singura împlinire a legii este neprihănirea care se capătă prin Hristos. Neprihănirea Lui. Viața Lui este singura care înseamnă neprihănire. Iar dacă vrei să o cauți, trebuie să o cauți exact acolo unde există. Nu în altă parte. Când ajungi la lege, legea nu poate să-ți ofere ea neprihănire. Ea nu poate decât să-ți arate cât ești de păcătos. Poate să-ți arate realitatea. N-au ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci a căutat-o prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. Cine e piatra? Pentru alții o stâncă de cădere. Iar pentru unii piatra din capul unghiului. Dar s-au lovit de Iisus Hristos. S-au potignit în El. S-au potignit chiar în darul pe care l-avea Dumnezeu pentru ei. Și oamenii se potignesc când e vorba să primească cel mai mare dar care poate să fie vreodată oferit oamenilor, neprihănirea Lui. Ce dar ar putea să întreacă acest dar? Ne potignim chiar în binecuvântarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cea mai mare binecuvântare. Ce problemă de polemică când Dumnezeu spune că vrea El să-ți dea neprihănirea și asta înseamnă Hristos în tine să locuiască? Singura formă de rezolvare a păcatului? E nevoie de discuții în direcția aceasta? E nevoie să ne certăm pe subiectul acesta? Sau e nevoie să ne bucurăm atât de mult, înțelegând mai mult și mai mult ce implică acest dar pe care ni l-a oferit? Haina de nuntă pe care cel care a fost chemat și invitat și el a disprețuit-o și a venit cu haina lui. Și singura binecuvântare care putea să-i ofere locul acela la nuntă era primirea, acceptarea acelei haine de nuntă. Prin păgânism, Satana timp de veacuri îi îndepărtase pe oameni de la Dumnezeu, dar biruința lui cea mare, îmi pare rău că n-am subliniat, dar puteți să subliniați în mintea noastră, biruința cea mare a câștigat-o nu prin păgânism. Gândiți-vă ce înfiorător e păgânism. Păcat că nu avem timp să vă dau un documentar de vreo 2 ore și să vedeți aspectele păgânismului. Să vedeți ce înseamnă deformarea ideii despre Dumnezeu. Te îngrozești. Dar nu biruința cea mare cu sutele de milioane de oameni ținuți în sub păgânism nu a fost biruința cea mai mare. Biruința cea mai mare a câștigat-o prin pervertirea credinței lui Israel. Acolo a fost biruința capodopera măgii. Contemplându-și propriile idei și închinându-se la ele, păgânii pierduseră cunoașterea de Dumnezeu și deveniseră tot mai corupți. Tot astfel s-au petrecut lucrurile și cu Israel.
Principiul că omul se poate mântui prin faptele sale stă la baza oricărei religii păgâne. Principiul acesta devenise acum și principiul religiei iudaice. Satana inspirase acest principiu. Uitați legătura cu maleficul. Și oriunde se păstrează acest principiu, cât își de puțin, cât de puțin infiltrat. Și vă spun că este atât de întrețesut cu ceea ce spunem, încât nu ne mai dăm seama. Am vrea să vorbim despre neprihănire prin credință și avem impresia că vorbim, dar limbajul ne dă de gol că mântuirea prin fapte, principiul acesta, e întrețesut cu viața noastră. Din toate direcțiile. Din punctul acela de vedere încercăm să înțelegem neprihănirea. Și nu este absolut nimic. Oriunde se păstrează acest principiu, oamenii nu au nicio piedică în fața păcatului. Știți ce? Acesta este metru. Ai neprihănire, ai puterea lui Dumnezeu, că e Evanghelia adevărată. N-ai neprihănire adevărată, poți să te chinuiești, poți să te lupți. Nu este nimic, pentru că acolo unde să... Gândiți-vă ce calamitate într-o biserică să se prezinte așa ceva. Nu mai e nicio barieră pentru vieții oameni în calea invaziei păcatului. Aceasta este manifestarea Babilonului, oriunde se găsește. Și când Dumnezeu spune ieșiți din Babilon, ar trebui să înțelegem ce ni se spune. Bineînțeles, a apărut și o altă idee, nu insist atât de mult asupra ei, harul ieftin. Harul ieftin ce este? Ei, dacă suntem mântuiți prin har, Domnul ne-a mântuit și noi trăim în continuare viața aceea de păcat, că acesta este harul lui Dumnezeu. Aceasta este tot o batjocorire a ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Nu există niciun om care va înțelege îndurarea lui Dumnezeu, care va prețui îndurarea lui și care va putea să trăiască în continuare în păcat. Niciun om care a înțeles dragostea lui Dumnezeu, care a fost arătată la cruce, niciun om care a înțeles crucea nu va putea să se mocirlească înapoi în păcat. Ce vom zice dar? Apostolul Pavel a intuit prin inspirație cele mai multe întrebări și cele mai așa ticluite erori care vin în mintea omului. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, că suntem salvați prin har, nu? Nici de cum, în traducerea King James spune să ne ferească Dumnezeu să credem așa ceva. Noi care am murit față de păcat și care suntem născuți din el, dacă suntem născuți din el și cine e născut din sămânța lui nu păcătuiește pentru că nu poate păcătui. Cum să mai trăim în păcat? Adică este întrebarea, cum să mai trăiești în păcat când ai murit față de lucrul acela? Și când singura viață pe care o ai prin nașterea din nou e viața lui? Viața lui înseamnă păcat? Păi harul ăsta ne-a adus și harul ne-a învățat să o rupem cu păcatul și cu păgânitatea și cu poftele lumei și să trăim în veacul de acum cu evlavie. Evlavie înseamnă asemănare la caracter cu Dumnezeu. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, spune tot Pavel, prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus. Vedeți cât de simplu era pentru el. Chiar omul cu o minte, dacă așa spune Dumnezeu, ce-am făcut și noi? Am crezut și noi, pentru că am înțeles că e imposibil ca omul să fie mântuit în altfel. Ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Să înțelegem bine lucrul acesta. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsit păcătoși, deci după ce voi vorbim continuă de neprihănire și noi ne bălăcim în păcat, ar spune el, să tot dăm cu neprihănirea prin credință, să spunem că este solia lui Dumnezeu și în același timp noi să continuăm viața în păcat, mai clar și mai clar în păcat. Spune el, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Adică noi pe cine am primit când primi neprihănirea? Era foarte clar. Pe Hristos. Hristos neprihănirea noastră. Și când îl primești pe Hristos neprihănirea, când singura viață pe care o ai iese de aici păcatul? Nici vorbă. Nici de cum, din nou același lucru, să ne ferească, în original, să ne ferească Dumnezeu să credem, să vorbim de neprihănire și să trăim în continuare în păcat. Pentru că aceasta ar fi cel mai mare deserviciu pentru cauza lui Dumnezeu, pentru propagarea cele mai frumoase solii care a ajuns vreodată la urechile muritorilor.
Dar ar fi cea mai mare biruință a lui Satan, așa este. Căci cine păcătuiește este de la diavol. Căci diavolul păcătuiește de la început, dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului, să nimicească păcatul. Și oriunde va fi Fiul lui Dumnezeu, acolo va fi biruința asupra păcatului. Și El s-a arătat ca să ia păcatele. Și în orice viață în care se va arăta, El va face acest lucru. E singurul lucru cu care are de-a face, pentru că misiunea Lui este de... Ce misiune are El? Numele Lui care descrie, de fapt, esența vieții și lucrării Lui. Numele Lui este El va mântui, Iisus, pentru că El va mântui. Ori de câte ori cineva are de-a face cu adevăratul Iisus Hristos. Iisus Hristos nu face decât o singură lucrare și când a fost pe pământul acesta și astăzi. Astăzi o desăvârșește și astăzi se ocupă de același lucru. Să mântuiască în chip desăvârșit, pentru că astăzi El lucrează pentru ca să șteargă păcatele. Aceasta e lucrarea pe care o face în sanctuar și oricine vine la Iisus, la adevăratul Iisus, acceptă lucrarea Lui, finalitatea lucrării Lui de mântuire. Iar lucrarea Lui nu a fost decât în acest domeniu, pentru că totul se rezumă la o singură problemă. Problema, marea problemă a păcatului. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost, din nou același cuvânt, arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea, iar păgânitatea înseamnă în mod special principiul acela păgân, care e esența păgânismului și a papalității, și anume mântuirea prin fapte. Și să trăim cu evlavie. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Să vorbim de har și să călcăm în picioare harul. Să vorbim de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu care ne-a mântuit și să trăim în cloaca păcatului. Să ne ferească Dumnezeu. Spune în minte lucrul acesta. Da, neprihănirea prin credință e singurul lucru care trebuie discutat, dar neprihănirea n-are de-a face cu păcatul. Neprihănirea n-are nimic comun cu păcatul. Este opusul păcatului, este slava lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu, e viața lui Dumnezeu, e spiritul lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt neprihănire. Bineînțeles, există și lupta împotriva legii lui Dumnezeu. Există biserici care condamnă legea lui Dumnezeu, spun că legea a fost desființată și Domnul Iisus a știut lucrul acesta. A spus să nu credeți. De ce a spus să nu credeți? Pentru că mulți vor, urmau să creadă. Și știți cine erau primii care credeau? Fariseii au crezut că Iisus Hristos, când a venit ca să desfințeze toată legea divină, pentru că El nu o păzea după mintea lor, bineînțeles. Și au spus că de la o parte totul. Acesta desfințează legea. Să nu credeți că am venit să strig legea. Sau proroci, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și singura împlinire a legii a fost văzută în viața lui, în mod deplin, de aceea este singura neprihănire pe care o putem avea. Deci ce vom zice? În concluzie, mulți ajung să creadă că dacă neprihănirea nu este prin lege, atunci legea lui Dumnezeu nu-i bună de nimic. Legea lui Dumnezeu este un lucru păcătos de care trebuie să ne dispensăm. Și mulți spun, ce legea lui Dumnezeu? Legea a fost abrogată, legea a fost țintuită pe cruce. N-avem treabă cu legea lui Dumnezeu. Legea e ceva păcătos? Din nou același termen? Să ne ferească Dumnezeu să credem lucrul acesta. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Deci prin credință desfințăm noi legea. Nu. Deci din nou același cuvânt. Să ne ferească Dumnezeu să gândim că prin credință legea este desfințată. Dimpotrivă, noi întărim legea și singurii oameni care întăresc și propovăduiesc cu adevărat imutabilitatea legii lui Dumnezeu și înalță legea sunt cei care trăiesc prin credință, fraților. Doar cei care trăiesc prin credință înalță legea. Toate bisericile legaliste nu întărez legea. Pentru că legea este întărită prin ce? Prin neprihănire, prin credință. Așa că legea cu siguranță
este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună și, bineînțeles, împlinirea legii înseamnă doar ceva sfânt, drept și bun. Știm în adevăr că legea este spirituală, duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândând rob păcatului, așa că trebuie să se întâmple ceva nu cu legea care este spirituală, ci cu cel care este vândut rob păcatului. Cred că înțelegem. Dar, într-un fel sau altul, acel cor mic va vorbi vorbe de hulă și se va încumeta sau se va gândi, aceasta e traducerea adevărată, să schimbe vremurile și legea. Aia nu poate să fie schimbată în esență, pentru că este legea imutabilă a lui Dumnezeu, este expresia caracterul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu se schimbă. Pentru că nu cei ce au legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea. Și împlinesc legea nu după mintea lor, ci împlinesc legea după standardul divin, după mintea lui Dumnezeu, după ce crede el că este împlinirea legii. Vă aduceți aminte, pentru că Israel se depărtase de Dumnezeu, nu mai reușeau nici măcar să se atingă propriile lor standarde. Standardele lor mărunte, de tot nici la ălea nu se mai ridicau. Dar aminte la standardul lui Dumnezeu. Tăierea împrejur nu este nimic, vorbindu-se despre formele exterioare, despre semnele exterioare. Tot ce este exterior nu e nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu este totul. Era controversa asupra semnului. Și Pavel a spus că nu asta este important, ci ce este important este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. În ce stă? Ce înseamnă păzirea poruncilor? Dragostea de Dumnezeu? Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, virgulă, popor care ai în inimă legea mea. Cine are în inimă legea? Cei neprihăniți. Care este împlinirea adevărată a legii? Neprihănirea. Neprihănirea pe care Dumnezeu ne oferă este de fapt împlinirea legii. Este o lege scrisă de mână și este o lege împlinită. Este o lege scrisă și este o lege în acțiune. Legea în acțiune o găsim în Iisus Hristos, în mișcare, pentru că atunci când vorbești de mișcare, vorbești de viață. Și ai nevoie nu de ceva scris, ci ai nevoie de viață. În așa fel încât în Hristos găsim cu adevărat împlinirea legii. Solia îngerului al treilea este adevăr prezent. Aici este răbdarea sfinților care păzesc cu adevărat poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Solia îngerului al treilea, ultima solie de la Dumnezeu pe care o va auzi vreodată lumea, înglobează într-o singură propoziție toate cele spuse de Hristos. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. De aceea atunci când solia îngerului al treilea cheamă, și acum o face, pe toți oamenii să păzească poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, ea pur și simplu cheamă pe toți oamenii la a-și îndeplini întreaga datorie a omului. Și când sub această solie îi îndemnăm pe oameni să păzească poruncile lui Dumnezeu strict potrivit literei, dorim să spunem că ei trebuie să păzească de asemenea și strict potrivit spiritului. Atunci când le prezentăm oamenilor datoria de a păzi poruncile lui Dumnezeu, o facem mereu sub obligația de a le păzi pe singura cale care pot fi păzite, și anume prin credința lui Iisus Hristos. Toți trebuie să fie făcuți desăvârșiți prin neprihănirea sa desăvârșită. Și întreaga noastră neprihănire trebuie să fie neprihănirea lui Dumnezeu, care este prin credința lui Iisus Hristos și acea neprihănită vestită de lege și de profeții. Cei care vor vesti poruncile lui Dumnezeu cu adevărat și solia îngerului al treilea, vor vesti oamenilor nu doar necesitatea de a păzi poruncile lui Dumnezeu, ci vor arăta că singura cale prin care poate să fie împlinită legea lui Dumnezeu este credința lui Iisus. Și nu ai cum să ai credința lui Iisus dacă nu l-ai pe El însuși. El ne-a dat credința și această credință ne este dată, chiar credința pe care a avut-o El. Acea credință care l-a dus la supunere și la dependență totală de Tatăl Său.
Acea credință care l-a făcut nici măcar pentru o clipă din viață să se despartă de planul lui Dumnezeu, este credința care va fi vestită sub solia îngerilor al treilea. Aceasta este adevărul prezent. Scăpa de gunoile erorilor. Scăpa de toate extremele, de toate mutilările Babilonului. Acest lucru trebuie să fie vestit în întreaga lume. Idei greșite despre caracterul lui Dumnezeu este o altă încercare de amăgire. Aici este un teren foarte vast. Este clar că dacă Dumnezeu va fi deformat în concepția noastră, ni se taie orice formă de apropiere. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru că doar așa se poate cunoaște Dumnezeu. Trebuie neapărat să-L cunoști pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aici este cunoaștere de Dumnezeu. În concepția majorității creștinilor, Dumnezeu este un Dumnezeu cel puțin arbitrar. Dacă nu de multe ori, idei pe care câteodată nu le exprimăm, dar în mintea noastră se bat. Dumnezeu e nedrept, câteodată e chiar tiran, chiar aspru, care e gata de a pedepsi un păcătos atunci când păcătuiește. Este ideea care a erupt până și în neprihănitul Iov la un anumit moment. Și spune el, știu ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Îmi pui înainte noi martori, împotrivă îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Neprihănitul Iov ajunge într-o astfel de ipostază încât să spune să erupă. Asta e mintea firească, să știți. Este mintea firească care așa îl vede pe Dumnezeu. Ce ticluit a reușit să lucreze Satana și să îl îmbrace pe Dumnezeu în mintea oamenilor cu propriile lui atribute. Așa este diavolul. El pântește, el te lovește, el te dezamăgește, el te aruncă în nevoi și la urmă se bucură. L-ați văzut cum l-a capturat pe Saul, l-a amăgit, l-a dus la neascultare și la urmă, după ce a ajuns în mâna lui, i-a spus, mâine vei muri. Cu sadism. Nu există ceva mai grozav decât să intri pe mâna lui, dar nu așa e Tatăl nostru ceresc. Nu așa este Tatăl nostru ceresc. Pot să se mute munții. Este replica la cuvintele lui Iov. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile. Dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Păgânismul îi învață pe oameni să privească ființa supremă ca fiind ceva de temut, nici de cum de iubit. O zeitate dușmănoasă care trebuie să fie îmblânzită prin sacrificii și asta a mutilat și serviciul de la templu. Au început să aducă sacrificii exact cum se aduceau sacrificiile păgâne. Dumnezeu trebuie să fie îmbunat și s-a transformat în sacrificiu astăzi rugăciunea și postul, ceva ca să-L mișcăm pe Dumnezeu. Trebuie să facem ceva care să trezim în El. Să trezim în El în sfârșit compasiunea și în sfârșit să plece cu condescendența asupra noastră ca să împlinească și pentru noi ceea ce vrea. Noi îl înduioșăm sau măcar Iisus Hristos să-L înduioșeze. Pe Tatăl nostru cel ceresc care atât de mult a iubit încât El a dat. Tatăl a dat și Fiul a fost de acord să vină. Dar Tatăl a dat darul. Pentru că El este întruparea caracterului și frumuseții desăvârșite. Iar Fiul a prezentat în plinătate ce înseamnă desăvârșirea acestui Dumnezeu. Iudeii susțineau că Dumnezeu îi iubește numai pe cine? Numai pe aceia care îi slujesc. Și de multe ori reverberația acestei idei am auzit-o și între creștini și între adventiști și la noi și tot la fel. Nu te mai iubește Domnul dacă faci rău, spune mama copilului. Ați auzit? Dacă faci ceva greșit, să știi că nu te mai iubește Domnul Iisus. Nu este reverberația păgânismului care este țesută în sufletul nostru. Și dacă l-ai lepădat pe Dumnezeu, te iubește?
Ce face el? Plânge ultima dată. De câte ori am vrut, era glasul lui Dumnezeu transmis prin fiul său, de câte ori am vrut să vă strâng? De câte ori am vrut să vă strâng? Mi se răscolește sufletul în mine, spunea, când îi scria lui Efraim în pietritul. Mi se zbate inima în mine. Îmi arde inima în mine. Da, Domnul iubește copiii cu minți, îmi spune Vlad, care ascultă. Lăsați copiii cu minți să vină la mine. De ce deformăm ideea de iubire necondiționată a lui Dumnezeu? Dumnezeu nu ne iubește condiționat, dacă ești așa te iubesc. De ce mutilăm și deformăm caracterul lui Dumnezeu? Pentru că ultima solie va fi o reprezentare a caracterului divin. Asta înseamnă slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu care încheie solia îngerului al treilea este o transmitere a caracterului Dumnezeu în frumusețea lui. Una din ideile păgâne care a pătruns între noi este Tatăl a fost îmbunat prin jertfa lui Iisus. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât El a dat jertfa. Nu noi dăi jertfe, jertfele care au fost aduse, în loc să semnifice cât de mult a dat Tatăl, oamenii aveau impresia că ei aduc jertfa. Dar nu e, nu aceasta era simbolistica de la templu pe care Dumnezeu dorea să o reprezinte. Ei au luat-o exact pe tărâm păgânesc, exact pe linia păgânilor, care aduceau jertfe și ajunseseră să aducă și jertfe umane. Atâta era zeitatea de dușmănoasă. Încât își ardeau copiii ca să-i îmbuneze. Li se cerea rodul trupului lor. Atât de jos coboară păgânismul. Pentru că este o concepție satanică. Ellen White spune, ispășirea lui Hristos nu a fost săvârșită pentru a îndupleca pe Dumnezeu. Să iubească pe acei pe care altfel i-ar fi urât. Și nu a fost făcută nici pentru a produce o dragoste care nu ar fi existat, ci a săvârșit-o pentru a da pe față iubirea care era deja în inima lui Dumnezeu, ca exponent al grației divine în fața inteligențelor cerești a lumilor necăzute și înaintea neamului omenesc căzut. Noi nu trebuie să întreținem ideea că Dumnezeu ne iubește pentru că a murit Hristos pentru noi, ci pentru că ne-a iubit, de aceea a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Lepădați aceste idei. Aruncați cu spiritul Babilonului, pentru că ăsta este Babilonul, să știți. E Babilonul care vrea să mutileze caracterul lui Dumnezeu și să-și imprime spiritul său. Diavolul a vrut să-și pună mintea lui și asta e mintea lui. Ajungând la noi, oamenii sanctuarului, oamenii care vorbim de mijlocirea Domnului Iisus Hristos în ultima lucrare, nu ne imaginăm nimic de judecata de cercetare și mijlocirea, lucrarea de mijlocire, decât Fiul foarte bun, cu sângele său pledează și ridică palmele și Tatăl în sfârșit înduioșat ne acceptă într-un final datorită mijlocirii, rugăminților insistente. Nu este un atac asupra caracterului Tatălui nostru. Este onest să credem noi că Domnul Iisus Hristos îl înduioșează prin mijlocirea sa? Pentru că am uitat că mijlocirea sa are de fapt ascendență asupra inimilor noastre, că el are de fapt de mijlocit prin Duhul Său cel Sfânt, prin care vine prezent el în viața noastră. El este la ușa inimii noastre și mijlocește. El mijlocește ca să-l acceptăm. În ziua aceea veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. El a subliniat lucrul acesta, să nu credeți că eu voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu vreau să zic sub forma aceasta. Căci Tatăl însuși vă iubește. Cum să-L rog ceva pentru voi când El însuși atât de mult vă iubește încât m-a trimis pe mine? M-a dat pe mine pentru voi. Cum am putea noi să credem că mijlocirea are ca scop? Ridică Domnul Iisus palmele pentru încă unul și Tatăl se gândește și în sfârșit, bine, dacă tu așa zici, îl primesc. Priviți pentru a înțelege într-un sens mult mai adânc
ce înseamnă lucrarea de preoție și cine l-a pus pe Hristos să facă lucrul acesta. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cine l-a făcut și preot? Cine l-a uns din veșnicie pentru misiunea care a adus-o pe pământ conform cu Proverbe, capitolul 8? Și cine l-a uns și ca, în același timp, ca mare preot? El a spus, tu vei fi, și de ce l-a pus mare preot? Ca să desăvârșească. Și trăiește pururea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pentru că trăiește pururea să mijlocească pentru ei. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Se vorbea despre Domnul Iisus, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Tatăl și Fiul și-au stâns mâna într-un legământ din veșnicie, când s-a făcut planul înainte de creațiune. Atunci s-a făcut, de atunci își are origine legământul cel veșnic. Nu eram prezenți, nu era nici lumea creată. Dar ei și-au dat mâinile atunci și a spus, uite cât va costa lucrul acesta. Există o desăvârșită unire între ei. Nu e unul de îmbunat. Tatăl nu trebuie să fie îmbunat pentru că aceasta au stabilit-o din veșnicie pentru a ne salva. Iar ultima solie nu va fi nimic altceva decât o descoperire a caracterului și a iubirii lui Dumnezeu. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme. Și spune cetăților lui Iuda, iată, iar acest cuvânt nu poate să fie niciodată transmis doar prin vorbe. Iată mielul lui Dumnezeu, iată Dumnezeul vostru. Asta înseamnă privește, uită-te. De aceea ultima solie nu va fi doar o solie a cuvintelor, ci nu vor putea transmite oamenii doar prin cuvinte, ci va fi o solie, o mărturie vie. Oamenii vor avea ocazia să-L vadă încă o dată pe Iisus Hristos umblând printre ei, în persoana Sfinților Lui. Iisus Hristos va fi văzut din nou umblând pe străzile lumii acesteia, în persoana tuturor acelora care L-au primit. Caracterul lui Dumnezeu va fi văzut în lumea aceasta. Și aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu. Ultimele raze ale luminii Harului, ultima solie de Har care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii sale. Aș vrea să încheiem. În lume există numai două categorii de oameni. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc. Așa se, din perspectiva lui Dumnezeu, să știți, nu există atâtea delimitări. Oamenii. Și asta e amăgirea diavolului, cu cât să-i facă în diverse culori. Fiecare să zică, noi suntem mai buni, noi suntem mai buni, ba noi avem tot adevărul, ba noi avem, veniți la noi. Dar din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile sunt clare. Există doar două clase în toată lumea aceasta. Și așa a fost în toate timpurile. Și pentru noi, dacă vom judeca și vom aborda viața din perspectiva vederii lui Dumnezeu, nu sunt decât două clase de oameni. Oameni care îl cunosc și oameni care nu-l cunosc. Chiar dacă ești pastor, chiar dacă ești papă, chiar dacă ești președinte de conferința generală, nu despre tine se poate spune îl cunosc sau nu-l cunoști. Omul spiritual aparține primei categorii. Omul firesc aparține celei de-a doua. Iar categoria de care aparținem este determinată de concepția noastră despre caracterul Tatălui și Fiului. E tare ce scrie aici. Dar aceasta e realitatea. Pentru că o desăvârșită unire va fi între ei doi. Pentru omul al cărui suflet este inundat de dragostea lui Iisus, este normal să vadă în Dumnezeu Tatăl pe prietenul, pe Tatăl și prietenul lui. El poate și va învăța pe alții în armonie cu lumina care strălucește în camerele inimii lui. El va arăta oamenilor singura cale de la păcat la neprihănire, descoperind lumii caracterul celui care este calea, adevărul și viața. Poziția noastră este determinată de concepția pe care o avem, pentru că concepția schimbă viața. Concepția greșită te face să duci o viață greșită. De concepția noastră despre caracterul Tatălui și Fiului. Ce credem noi despre Tatăl nostru și ce credem noi despre Domnul Iisus Hristos? Că viața veșnică este aceasta.
să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acesta este adevărul. Dumnezeu să ne ajute să avem o concepție adevărată, să avem adevărata lumină despre caracterul Tatălui nostru și a Domnului Iisus Hristos pe care l-a trimis să ne salveze. Îi mulțumim Lui pentru că această concepție nu va revoluționa doar viața noastră, nu va aduce doar puterea Lui Dumnezeu în viața noastră, ci ne va face oamenii prin care El va putea lucra atât de puternic, oamenii prin care se va transmite atât de proeminent și de evident caracterul lui Dumnezeu în lumea aceasta, încât se va spune, iată Dumnezeul vostru. O solie care va fi transmisă pe viu, de fapt. Va fi o evanghelie vie în timpul din urmă. O evanghelie în acțiune, o evanghelie vie. Dumnezeu să ne ajute să putem să primim eliberare și mulțumim Lui pentru că ne iubește atât de mult. Amin.